Moș Crăciun a sosit mai repede la grădinița numărul 10 din Alba Iulia și le-a dus în dar celor 145 de copii din instituția de învățământ preșcolar pachete cu dulciuri. Vizita darnicului Moș a fost intermediată de Fundația PAIM și Asociația PACHIV România. Moldova Nicolae Gruia Bumbu și angajații celor două instituții au făcut această mare bucurie micuților de la grădinița numărul 10 prin donații personale. Am vrut să facem aceste bucurii copiilor, deși pentru mâine și pentru ceilalți, la fel va fi ca și pentru cei. Deci s-au făcut pentru toți copiii 145 de copii care sunt la grădiniță. Vă mulțumim și să aduceți copiii tot timpul la grădiniță, că noi asta vrem. Deci uite ce frumos au arătat și educația lor începe de la această vârstă. După ce au primit darurile, copiii au ținut să se fotografieze cu Moș Crăciun ca să-l aibă amintire până la anul, când se va întoarce la ei, dacă vor fi cu minți.